Bun venit la o nouă ediție a Cartografiilor Sonore, organizate de Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, în parteneriat cu UCMR. Pentru această ediție, v-am pregătit o hartă a Ierusalimului, realizată în 1716 de cartograful olandez Daniel Stopendal. El a fost contemporan cu Rembrandt și a lucrat la ilustrarea unei serii de Biblii. Totodată, pentru realizarea acestei hărți, el s-a inspirat din cartea lui Ezechiel, dar și din surse istorice, cum ar fi Flavius Iosefus, Antichități Iudaice sau Războiul Evreilor. Deși este un cartograf olandez, harta pe care o reprezintă face parte dintr-un spațiu cultural complet diferit. Ceea ce merită remarcat este că autorul folosește o serie de elemente occidentalizante, cum ar fi grădinile englezești, fântânile arteziene sau fațadele și acoperișurile în două ape care sunt specifice arhitecturii olandeze. Totuși, pentru a păstra caracterul cultural al zonei la care se referă harta, autorul a inclus pe margine o serie de elemente picturale care se referă la cultul iudaic și la zona Ierusalimului. Vom prezenta pe rând fiecare dintre elementele vizuale de pe margine. Spre exemplu, în partea din stânga sus se poate observa tabernacolul, și anume cufărul din lemn îmbrăcat în aur, care purta deasupra doi heruvim, unde, conform Bibliei ebraice, se aflau păstrate tablele legii primite de Moise pe muntele Sinai, sceptrul înflorit al lui Aaron și mana. După peregrinarea din deșert timp de 40 de ani, acest tabernacol a fost practic transformat, mutat în templul din Ierusalim, despre care se spune că a fost construit de regele Solomon. Portretul său și figura sa apare reprezentată pe hartă în partea stângă. În partea opusă apare un mare preot al cultului iudaic, care poartă un pieptar specific, ce conține 12 pietre prețioase, fiecare având gravat numele unui trib al lui Israel. Printre celelalte elemente ce țin de cultul iudaic, putem identifica altarul miresmelor sau altarul tămâierii, care era realizat din lemn de salcâm, învelit în aur și care avea pe fiecare dintre colțuri un corn de țap. În colțul din dreapta sus se află masa punerii înainte, unde erau puse 12 turte din cea mai fină făină, deasupra cărora era arsă tămâie. Acestea erau schimbate de marele preot în fiecare sabat și trebuiau consumate doar de acesta. Alte elemente ale cultului iudaic sunt menora, candelabrul cu 7 brațe, care trebuia să ardă permanent și care era umplut cu ulei de măsline. Planul respectă totodată adevărul istoric referitor la dimensiunile templului și la structura sa rectangulară, și se respectă totodată faptul că era plasat în partea de est a orașului. Planul mai conține totodată o reconstrucție a fațadei templului în stil occidental, care este un element pur imaginativ. Vă invităm să vizitați Muzeul Hărților la strada Londra numărul 39 din București, unde puteți regăsi și această hartă în cadrul expoziției temporare Donații Recente.
Mm-hmm.